Bună ziua și bine ați venit! Tot mai multe state adoptă legi în urma presiunii făcute de producătorii de semințe. Cu ajutorul acestor legi, li se interzice țăranilor reînsămânțarea gratuită tradițională. În prezent, 10 companii de semințe controlează jumătate din piața mondială de semințe. Această situație de monopol poate avea masive consecințe cu privire la siguranța alimentară din toată lumea. Blocaje de aprovizionare, scumpirea alimentelor, vezi anul 2009. În Elveția este interzisă țăranilor cultivarea a circa 100 de soiuri de cartofi și legume prin noua interdicție a semințelor. Prin intensificarea acestor interdicții vor dispărea tot mai multe soiuri de semințe de pe piața internă. Aceste interdicții de însemânțare contrazic Convenția Biologică de Diversitate semnată în Elveția în anul 1992, care obligă orice țară să-și mențină soiurile proprii de plante și animale. Regulamentele totalitare de stat, care ne spun ce să cultive țăranii sau ce să mâncăm, sunt atacuri de netolerat asupra libertății personale și asupra dreptului inviolabil la hrană. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!